găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea Online Story. Astăzi voi avea o emisiune explozivă, va fi o ediție în care cu siguranță dumneavoastră veți afla foarte multe lucruri pe care doreați să le știți de la o persoană pe care eu o îndrăgesc foarte mult, o persoană care a fost alături de mine și eu alături de ea în foarte multe situații ale vieții ei. Mie îmi place să vorbesc cu ea aici, în studio, sau să o vizitez acasă, dar circumstanțele fac în acest moment ca noi să vorbim așa, ca fetele, prin intermediul Skype-ului. Este o soluție și aceasta, mai ales că, repet, oamenii sunt foarte curioși să-i asculte și punctul ei de vedere. Iar eu sunt un jurnalist care încearcă să fie alături de toți cei care îmi trec mie pragul. Simina Loica alături de mine astăzi. Bună, Simina! Bună, Cornelia! Mă pic și plângeam, ce frumos ai vorbit. Și chiar adevărat. Știi că noi vorbeam și atunci când ai divorțat la proces că nu suntem doar un prezentator și o persoană publică, ci trecem de multe ori dincolo de limita asta care ne-a făcut pe noi să ne apropiem și sufletește. Eu știu foarte multe lucruri care ți s-au întâmplat, dar pe care am încercat să le păstrez pentru mine. Iar astăzi vreau să le spui tu celor de acasă cum te simți și... Cine este Simina Loica, cea care este cea mai discutată persoană în acest moment? Da, din păcate, pentru că tocmai de aceea eu am rămas și mi-am dorit să rămân în umbră și să nu mai ies să vorbesc, doar că unele persoane care nu mă las în pace și vorbesc din ce văd sau ce îi dau ei seama, din poze, din nu știu din ce, pentru că nimeni nu mă cunoaște cu adevărat să-și permită să vorbească despre mine, cum nici eu nu o fac. Și nu îmi permit să vorbesc despre nimeni, despre viața lor sau să judec viața lor sau să îmi dau seama despre ei că pur și simplu i-am văzut într-o seară în club și o să spun de ce spun asta, că nu o să fie momentul. Da, eu am încercat să văd de viața mea în ultimul timp. Tu știi că n-am mai răspuns la telefon, n-am mai vorbit cu nimeni, nici scris, nici o știre scrisă, nici o știre în care eu să apar, pentru că mi-am dorit liniște. Am trecut printr-o perioadă mai urâtă, perioadă care pe mine poate m-a întărit, m-a făcut să înțeleg și să învăț anumite lucruri. Și acum am zis că este momentul să vorbesc, dar din nou să vorbesc doar ce simt și ce cred eu că trebuie să știe lumea. Pentru că viața noastră personală, nimeni nu vine la nicio emisiune, niciunde, nu vine și eu spune, uite, asta sunt eu, sunt așa, așa, așa. Pentru că fiecare avem probleme, cred că și vecina mea, dar nu este persoană fizică, nu o să vină să spună toate problemele ei din viața ei, sau din cuplu, sau din tot ce se întâmplă cu viața ei. Și nimeni nu o să facă asta și nici eu nu o să fac asta pentru că oricum oamenii judecă. Și am hotărât să vă spun numai ce-mi doresc eu și ce este bine să știți. Clar, și ce este rău, pentru că asta e, multă lume știe deja ce s-a întâmplat în viața mea. Este vorba despre sarcina mea pe care am renunțat la ea. Nu sunt mândră, nu sunt fericită, știu că poate multă lume judecă, dar așa am simțit. Am simțit că nu e momentul. Nu e momentul. Eu vreau să le spun celor de acasă, celor care judecă, poate, așa cum spuneai tu, ce s-a întâmplat și ce decizii ai luat. Și poate cu permisiunea ta să spun anumite lucruri. Eu știam că Simina este însărcinată cu mult timp înainte de a apărea în presă lucrurile acestea și știu că era fericită și știu că își dorea foarte mult acest copil. Avea îndoielile ei la vremea respectivă, dar este foarte greu să fim în pielea unui om care se află în situația în care se află ea în acest moment. Și acum o să te las pe tine să spui lucrurile în felul tău, pentru că este un subiect dureros. Da, este un subiect dureros pentru că eu iubesc toți copiii, eu nu văd niciun copil urât. Mie îmi plac foarte mult copiii, îmi doresc în continuare încă un copil, nu pentru mine neapărat, pentru că e foarte greu să crești în ziua de astăzi un copil și să-ți limitezi timpul, viața și tot. Când erau părinții noștri, creșteau și 5-6 copii, dar erau alte vremuri, era mai ușor, nu exista atâta tehnologie, atâtea ispite în viața noastră care să ne duc la gândul că am putea rămâne mămii singure. Și, nu știu, a fost foarte greu pentru mine, am stat și am 2 săptămâni, m-am tot gândit, am plâns zi și noapte, nu vorbeam cu nimeni, nici măcar cu părinții mei. Mi-a fost foarte, foarte greu, dar și nu vreau să plâng, că vreau să fiu puternică și să nu arăt că sunt sensibilă sau că mă doare. Am ales asta, trebuie să înțeleg că eu am ales să fiu puternică. Îmi pare rău pentru Domi, că nu are un frate sau o soră ce trebuia să aibă, dar o să mă ierte el. Și poate Dumnezeu o să îmi dea un copil la momentul potrivit. Poate nu era momentul potrivit de m-a dus în situația de a face chestia asta. Așa e. Uneori așa sunt scrise lucrurile de către cel de sus, să nu fie în clipa respectivă poate ce ne dorim cel mai mult. Fiindcă eu asta spuneam, exact. Că știu că îți doreai acest copil, știu mult. Dar doresc în continuare pentru Dominic, frate sau o soră, pentru că este bine. Eu dacă nu am pe sora mea în multe momente ale vieții mele, mă simt singură. Pentru că părinții mei au altă mentalitate, poate soțul, iubitul meu, nu e lângă mine în acele momente cum ar fi fost și cum este ea. Și atunci clar, o să-l ajute pe Domni să fie mai susținut, să aibă mai multă încredere, să aibă la cine să se ducă. Nu știu, este altfel când ai un frate sau o soră. Nu zic că cine este singur este nașpa, dar așa simt eu, așa am trăit eu cu o soră și m-am simțit foarte bine. Sunt în asentimentul tău, fiindcă și eu am o soră și suntem foarte apropiate. Cei care ne cunosc știu și istoria noastră și cred că mi-ar fi fost imposibil să fac anumite lucruri fără ajutorul ei. Așa că și în cazul tău știu că situația este asemănătoare. Domii, dacă ar fi avut o surioară sau un frățior, cu siguranță atunci când creșteau, el ar fi fost cel care ar fi avut foarte multă grijă, fiind cel mai mare. Dar lucrurile se pot întâmpla firesc și dacă n-a fost să fie acum, cu siguranță altă dată soarta îți va întoarce fața spre tine. Eu sper că Dumnezeu, când o să mai dea un sufletel, să mi-l dea în momentul potrivit. Așa consider eu, că n-a fost momentul potrivit, poate ne-a prins atunci pe amândoi într-o situație în care, nu știu, nu înțelegeam, nu știam să apreciem, nu știam ce trebuie să facem și asta e. Cât de greu ți-a fost în ziua în care ai luat decizia să renunți la copil? Cât de mult ai plâns atunci, Simina? Păi, mi-a fost foarte greu și se vede că încă mi-este și am hotărât pentru că m-a ajutat un doctor unde am fost la control, mi-a zis că nu îi bate inimioara, că nu are încă inimioara formată și că este un cheag. Asta m-a ajutat pe mine psihic și așa, să gândesc și să-mi doresc. Că dacă știam, nu făceam. Dacă știam, adică dacă zicea că are inimioară și așa, nu puteam. Indiferent că mai aveam încă 10 copii, tot nu puteam. Dacă știam că el, nu știu, simte sau nu știu. Așa consider că nu a simțit. Era totul la început și era mai ușor de luat cumva această decizie. Așa cum spuneam eu mai devreme, destul de dificilă pentru tine. Dar oamenii văd mai puțin suferința ta și te judecă pentru niște hotărâri pe care poate așa trebuia să fie, pe care le-ai luat cum ai simțit tu în acel moment sau, mă rog, constrânsă cumva de situații din exterior. Da, asta este. Nu mai vreau să vorbim despre asta, pentru că am spus. Sper să lămuresc pe toată lumea. N-a fost ușor, n-a fost cam vrut, n-a fost numai interesat. Nici pe Bobby nu a fost, că nu l-a interesat, că nu a vrut copilul, că nu m-a vrut pe mine. Ne-a prins într-o situație urâtă, nu știu. Nu eram pregătiți, consider că nu eram pregătiți. Nu este din vina lui, nu este din vina mea, este din vina noastră, împreună. Și atât. Nu vreau să fie judecat nici el, nici eu. Și că nu suntem singuri ce pățesc asta. Iar pe lângă asta, sarcina mea era foarte jos, am să zic chestia. Era foarte jos, adică avea risc. Nu știu din ce motiv, poate și că nu am știut și am neglijat sarcina, nu am știut că sunt însărcinată. Mi-am dat seama doar atunci când am spus să am vărsături de dimineața până seara. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu. Cine vrea să judece treaba lor, oricum oamenii judecă, indiferent că dau explicații sau nu. Am făcut-o asta pentru oamenii ce mă iubesc pe mine și pe Bobby. Și cam atâta. Bă, îi las să zică și să facă ce simt. Atât oamenii publici, cât și oamenii din viața noastră, ce ne susțin sau nu ne susțin. Și nu vă susțin. Da, sunt și persoane care au venit și aici, au povestit niște lucruri despre voi, despre ce s-a întâmplat, despre tine în general. Știam că ai pierdut sarcina, fiindcă Andy Adetu a fost aici și a povestit lucrul acesta. Spunea că s-a întâlnit cu tine într-un club și ați vorbit acolo. Am mai spus și la o altă emisiune de-a noastră, Bărbați versus Femei, că ați vorbit poate mai mult și prin intermediul internetului. Care este adevărul? Ai vreo legătură cu el? Eu cu Andy Adetu nu suntem nici prieteni, nici amici, nici nimica. Într-adevăr, ne-am întâlnit în club. Eu deja nu mai eram însărcinată. Am ieșit în club cu Plușica. Am fost cu ea la mare și cu părinții mei și cu Dominic. Și am ieșit la club, eu cu Plușica și un prieten de-a meu. Amic, ca să nu mai se înțeleagă iară cine știe ce, un amic de-a meu care este amic și cu Bobicioiu și cu mai multă lume, nu s-a atins nici de mine, nici de Pușica, tocmai asta am căutat să știm cu cineva ce să ne respecte, să ne protejeze. Și a venit el, a trecut pe lângă noi, ne-a făcut cu mâna, ne-am făcut amândouă cu mâna, a venit la noi, a pupat pe Plușica pe obraz. Și a venit să mă pupe pe mine pe obraz. Și a zis, dacă a pupat cu Pușica, nu să-l bat, hai să lasă mă pupe pe obraz. În timpul ăsta eu mă gândeam că eu, ținând în continuare la Bobby, ne-am dat cu Bobby o să afle, el m-a pupat pe mine pe obraz, să-l deranjeze. Și nu am ce să fac, să-l lasă, mă zic, hai mă, că nu sunt sălbatic. Hai să-l lasă, mă pupe. Că și el, acum fiind singur, dacă vine o fată să-l pupe pe obraz, nu o să se tragă, nu o să facă circ. Și m-am pupat pe un obraz și când am întors celălalt obraz, am vrut să mă pupe pe buze. Iar. Asta după mulți ani după emisiune, în timpul emisiunii, când aveam pauză sau eram pe hol, Andy Adetu mă pupa pe mine cu forța. Și mereu a zis asta și mă voi uita de chestia asta atât prin emisiuni și la tine, dar și... Da, și la Andreea Mantea. Chiar că... el a spus la un moment dat, invitat în emisiune la mine în urmă cu 3 ani, spunea lucrul ăsta că a încercat, te-a sărutat cumva cu forța la machiaj. De mai multe ori. Poate ca să-l deranjeze pe Jador, care și el era prezent atunci. Nu, eu deja nu mai eram, și oricum Jador nu era atunci acolo. Da, nu era acolo. Da, și eu, deși când începusem o relație cu Alex Zănoagă în emisiune, el îmi dea mesaje, spunea, hai să ne vedem afară, hai să ne pupăm și noi, și că aveam 16 ani și era la primul sărut el. În fine, da, eu nu sunt răutăcioasă cu el. Vreau doar să fac să înțeleagă și dacă se uită la emisiunea asta, să nu mai vorbească despre mine, că nici eu nu stau să judec pe cine a bătut el, că el s-a întâlnit cu Ana Maria Lintaru la mine în casă și a făcut multe lucruri, nu vin să spun ce a făcut el, cu cine a făcut, cum s-a comportat cu Roxana, cum s-a comportat cu Ana Maria Lintaru. Din câte am văzut, vorbește urât și de Roxana. Roxana fiind fosta lui iubită, el a trimis din bun simț și din respect față de el, ca bărbat. Deci că e bărbat, să își respecte iubita, fosta iubită, și să nu o denigreze fix el. Și chiar ar trebui să ia apărarea, fiind fosta lui iubită, fiind cunoscând-o, sărutând-o, ținând-o brațe, cred că au fost diferit și ar trebui să o protejeze. În al doilea rând, vreau să-l întreb pe el, prieten fiind cu Alex Zănoagă, cum spune el, și judecându-l pe Bobby în momentul în care eu am fost cu Bobicioiu împreună, zicea ce urât din partea lui că erau prieteni, că nu știu ce. Păi și el ce face acum? De ce a încercat să mă pupe acum când nu mai sunt cu Alex? Adică e aceeași chestie cum eram cu Bobby. Eu nu mai eram cu Alex și am fost cu Bobby. La fel și acum, nu mai sunt nici cu Bobby, nici cu Alex și a încercat el să mă pupe în condițiile în care, din ce știu eu de la Bobicioiu, el a dormit cu Bobby în casă, a fost Bobby la el, a fost el la Bobby și a făcut lucrul ăsta. Și ba mai mult, el îmi scria ce faci, îmi zicea acolo iubita mea, insista să merg să stau la masă cu el, nu a mers. Și am auzit că zicea că îmi fug ochii după bărbați. După ce bărbați îmi fugeam eu ochii în condițiile în care eram cu Plușii și un prieten la masă și el era mult mai departe de mine, adică n-avea cum să vadă dacă m-aș fi uitat și cred că dacă te uiți sau așa stânga-dreapta și că ești în club, nu o să stai așa în club, că dacă mergeam și stăteam așa în club, o stăteam acasă. Orice om când merge în club, fată, băiat, și mai mișc cu capul și mai uită stânga-dreapta, eram și o fată singură în momentul ăla, adică puteam să mă uit după cine voiam eu, dacă chiar voiam să fac chestia asta. Și dacă eram o fată care fugea ochii, el, cum se vede bărbat feroce și un bărbat frumos, stăteam cu el la masă sau l-a lăsat să mă pup cu el sau mă sărutam cu el sau făceam ceva, dar pentru mine este un băiețel care încă nu s-a maturizat și încă, nu știu, trăiește, nu știu, adolescența, când încă caută să pupe fete cu forța, să le așa, și dă cu părerea despre mine și despre relațiile mele și a spus că eu mi-aleg bărbații foarte bine și râdea și el și Bogdan Mocanu, ei care eu nu-i văd să aibă o relație niciunul sau să dovedească ceva în viața asta. Ce, că Mocanu și-a făcut un apartament și are o mașină, asta am și eu, o casă și o mașină și mă crezi mie că să comenteze fiecare. Eu o emisiune, iar e normal să comenteze cumva. Dar eu voiam să te întreb despre Andy. A spus că chiar în emisiunea Bărbați versus Femei că voi ați mai discuta de pe un alt cont diferit de cel pe care l-ai. Nu e adevărat. Spună prin lucrul ăsta. Nu am niciun alt cont, eu nu am conturi fake. Dacă a discutat el cu mine de pe un alt cont să-mi trimit mie, să-i trimit lui Alex, să-mi trimit, pentru că eu mi-am dat bloc oricum peste tot, să dovedească, sau să vină într-o emisiune, să dovedească că am vorbit eu cu el de pe alt cont, nu. Am vorbit de pe contul meu și al lui, după club atunci, m-a rugat el să-l ajut cu colaborări. Și am zis că o să încerc. Am întrebat și nu i-am mai dat niciun răspuns, pentru că a zis că nu își doresc colaborare cu el, dar nu a vorbit de pe alt cont niciodată. Ce mi-era greu să vorbesc de pe contul meu? Așa e, oricum tu ai fost întotdeauna transparentă în foarte multe situații. O să ajung la împăcarea despre care s-a vorbit atât de mult între tine și Jador. Și dacă există mai mult decât o colaborare între voi doi. Și cum s-a ajuns acolo? Cum te-a contactat Jador pentru piesa lui? Păi, eu sunt prietenă cu iubita lui Nicola Saxe, Georgiana. Sunt prietenă cu ea, era la un grătar la acest Mocanu, pentru că m-a supărat și pe mine foarte tare că a vorbit și de aia sunt supărată și pe el și că și el în continuare se consideră un bărbat care e irezistibil, dar în fine nu vreau să vorbesc. Erau acolo la grătar și a zis Georgiana că i-a venit o idee să apară un clip la el. Deci nu el a venit cu ideea, ci Georgiana, iubita lui Nicola Saxe și atunci am vorbit de pe numărul ei, pentru că eu l-aveam blocat peste tot. Jador. Și a zis dacă sunt de acord să apar într-un clip de-a lui. Și am zis că să mă lase să mă gândesc. M-am gândit, am stat vreo oră, două m-am gândit și după i-am dat mesaj și am zis că da, că sunt de acord, cu o singură condiție, să câștig și eu, să câștig și tu. Adică am pus condiția asta, nu am făcut-o de drag, n-am făcut-o de iubire, n-am făcut-o de nimic, am făcut-o amândoi pentru a... Profesional. Da, exact. Și pentru a ne ajuta pe amândoi. Și am zis, bine, am filmat, am stat acolo, am făcut și un vlog, oamenii au văzut cam ce s-a întâmplat, n-am fost doar noi doi, n-am fost 5 persoane, am fost chiar mai mulți în apartament la el și după fiecare cu treaba lui. Am mai făcut noi niște live-uri în care să apărăm ca să ne explicăm oamenilor, să îi facem să se uite la melodie, să vadă că din nou, adică povestea noastră într-un fel, în melodia aia, să poate s-au regăsit multe persoane și poate i-am ajutat, nu știu, să aibă încredere că dacă iubești cu adevărat, poți să ajungi să te împaci sau nu știu. Un mesaj din ăsta. Și de aceea am mai făcut live-ul noi împreună, că consider că nu sunt prietenă cu Jador, nu sunt dușman, că noi a trecut mult timp de atunci. S-am bucat și cu Alex, cu Bobicioiu, din câte știu vorbește. Adică nu avem nicio treabă, nu știu nimic. Adică și chiar mă bucur că am făcut chestia asta, să demonstrăm oamenilor că putem să ne înțelegem și să colaborăm. E prima colaborare a voastră după Puterea Dragostei? După tot ce s-a întâmplat? E prima colaborare în toată viața noastră. Din adică toată viața voastră? Da, n-am mai avut nicio melodie de-a lui împreună. Nu ne-am mai văzut, ne-am mai văzut întâmplător la început după ce am ieșit din emisiune, a și spus el. Atunci Bogdan Mocanu era răutăcios, da, na, să zicem, să trecem peste fix în emisiunea lui. Ne-a încercat chiar să-l tragă de limbă, să vorbească el și chiar îi mulțumesc că a fost sincer și a fost drept și că nu a jucat niciun joc din ăsta prost. Și a încercat să mă protejeze. Uite, așa trebuie să fac un bărbat care a fost într-o relație și mai ales că relația noastră nu a fost o relație de, nu știu ce, iubire și nu știu ce relație. Noi ne-am urcat în emisiune de 2-3 ori și a plecat acasă, s-a întors, nu s-a mai întâmplat nimica. Și el în continuare este bărbat și a știut să mă protejeze și să nu vorbească prost despre mine. Niciodată. Deci Jador nu a vorbit niciodată urât despre tine. În toate emisiunile în care a fost și la mine invitat, tu ai fost ca o muză pentru el și tot ce s-a întâmplat în show, cel puțin, și în edițiile ce au urmat, totul s-a învârtit în jurul tău. Tu erai pentru el undeva și restul lumii, cumva. Da, eu asta mă apreciez și apreciez în continuare la el, că a știut să mă protejeze, că a vorbit el, că m-a mai jignit, că așa, pe așa este el, nu știu, dar pentru mine nu m-a interesat, pentru că nu este iubitul meu să stau să pun la suflet sau să mă afecteze și cam atâta, deci nu ne-am împăcat, a fost doar de marketing, adică marketing, am muncit, am colaborat împreună pe acea piesă. Mă bucur că i-a mers bine, mă bucur că oamenii nu au comentat, chiar nu au judecat, nu m-au judecat deloc și chiar apreciez asta că au înțeles că doar o colaborare. Iar oamenii ce vorbesc despre mine, ce vorbesc în continuare, că, cum zicea Roxana, mie nu-mi crește nimic, îmi crește doar altceva din spate. Există și persoane care te-au deranjat prin modul în care au vorbit despre asocierea ta cu Jador? M-a deranjat și când a fost Alex Zănoagă, tata lui Dominic, pentru că nu mai vreau să zic fostul meu soț, pentru că nici asta nu-mi place să mai zic, în condițiile în care el vorbește despre mine și l-a rugat frumos, vorbește despre mine, spune că relația noastră este una bună, că mai există certuri între noi, că mai nu știu ce din cauza copilului, că nu ne înțelege de multe ori, că nu vrei să iei copilul la tine, că nu te ții de program. Nu vreau să dau aici mai multe detalii, pentru că nu sunt răutăcioasă și nu vreau să fiu răutăcioasă cu el. Mă abțin foarte mult, pentru că este tata lui Dominic și îmi respect copilul în primul rând și pe mine ca mamă, ca să stau să vorbesc cum vorbește el. L-am rugat frumos, nu vorbi despre mine la nici o emisiune, în afară despre situația noastră, cum suntem noi acum, și de tine și de Dominic. Nu mai vorbi de Bobby, nu mai vorbi de meciul vostru, este un meci trecut, ce a făcut, cine a hotărât ca el să câștige, să nu câștige Zănoagă, au hotărât din ceva, adică gândit, nu, să treci tu pe stradă, bă, mie îmi place de Bobby, hai câștigă Bobby, nu. A hotărât să câștige Bobby pentru că așa a fost. Și el trebuie să înțeleagă și să își bagi în cap asta, să nu mai tot țină pe asta. Trecut un an de când s-au bătut ei doi și el încă se vede câștigător. Eu nu țin cu nimeni, să zic, mai ales în meciuri și în astea, pentru că nu mă pricep. Eu nu știu să pun ce punctaj trebuie să aibă, dar dacă s-a hotărât așa, trebuie să înțeleagă că frate-sul este arbitru sau ce se vede el și știe să zică că Alex a câștigat foarte bine, să așa se considere ei, că ei, Alex a câștigat și meciul ăla. Dar adevărul îl știe toată lumea cine a câștigat, iar că el vorbește despre mine, despre că dacă nu eram cu Bobicioiu, el s-ar fi împăcat cu mine pentru copil. Eu nu m-aș fi împăcat cu el nici dacă nu aveam copii, dacă aveam 15 copii împreună, nu m-aș fi împăcat cu el pentru că nu mă mai atrăgea, nu-l mai iubeam. Eu pe Alex îl văd ca pe un verișor, adică îl văd parte din familia mea și îl respect și îl primesc în casă și vorbesc cu el, pentru că îl văd parte din familie, dar v-a spus cum, ca pe un verișor, ca pe un altceva, nu ca pe un fost soț, nu ca pe un iubit, nu ca pe nimica. Da, dar el nu a vorbit urât despre tine și... Dar nu accept, nu accept să vorbească nimic despre copil, adică chiar spunea că ați fost împreună la mare pentru Dominic. Da, trebuia să spun ce a fost la mare și cum s-a comportat la mare și după mare când am venit acasă, dacă tot vorbești, să vorbească adevărul. Eu l-am rugat frumos să nu vorbească despre mine, m-a zis pe mine să vin în emisiuni sau să dau știri sau să vorbesc despre el, nici frumos, nici urât. Am spus că suntem prieteni pentru copil și atât, asta a fost discuția mea despre el. De fiecare dată. Și asta l-am rugat și pe el. Pentru că nu trebuie să știe lumea părerea lui dacă m-am împăcat cu Jador, că el nu s-ar fi împăcat cu mine dacă era Jador, dar el nu e nici Jador, el nu e nici nimeni, nici Bobicioiu, el este Alex și nu s-ar fi împăcat Simina cu el niciodată în viața asta. Da, bine, el a spus în contextul în care au existat acele certuri în casă, acele acțiuni, pe fondul unei mândrii bărbătești, probabil. Nu e treaba pentru lui. Că tu l-ai ales pe Alex în momentul respectiv și... Dar nu este treaba lui să vorbească și să comenteze despre viața mea. Eu comentez sau vin să spun cu cine este el sau ce se întâmplă în viața lui? Dacă voi mă întrebați acum, dacă Alex este cu cineva, trebuie să zic? Sau trebuie să-mi dau eu cu părerea? Cum arată? Ce e? Ce face? Nu, nu mă interesează. Eu cu Alex suntem prieteni pentru copil și ar trebui să respecte și să înțeleagă și lucrul ăsta și să nu mai vorbească despre mine și când este întrebat ce părere ai despre Simina, dacă s-a împăcat, să zic că nu mă interesează. Cum? Totuși n-a marșat foarte mult pe subiectele astea și eu nu vreau să-l scuz pe Alex, dar de multe ori m-am întâlnit cu el la galele acestea RxF sau la conferințele de presă și a refuzat să vorbească ceva ce nu avea legătură cu el sau să vorbească despre tine. A fost atunci în emisiune prezent la mine și a vorbit poate cu lejeritate despre anumite situații, dar sunt sigură că nu a vrut să te pună pe tine într-o... Dar nu mă interesează ce negativă. Dar nu mă interesează ce a vrut și n-a vrut. Singurul lucru care mă deranjează este ăsta, că vorbești despre mine, că vorbești urât, că vorbești prost, că vorbești frumos, nu vreau. Vreau să știi că nu mă interesează și atât. Ca să păstrăm și să avem o legătură frumoasă în continuare și bună, așa trebuie să vorbim și eu și el. Iar legat despre Bobby, că zicea că era gelos pe el, nu era gelos pe el. Noi când eram în vacanță, când mergeam undeva sau se întâmpla ceva frumos în viața noastră, de multe ori se întâmpla să sune Alex. Și eu ca să vadă copilul, să nu dau cu pas, să nu zică că am închis asta sau ceva, să zică că, nu știu, l-am dat la o parte viața copilului, de fiecare dată îi răspundea. Și nu mă interesa că acceptă, că nu acceptă, de multe ori ne certam, îmi stricam ziua, adică noi mergeam, să zic, într-un parc cu copilul, mă sună Alex și zicea, de ce nu știu ce, dar de ce ai răspuns greu, dar de ce nu știu cum. Că atunci eu îmi stricam ziua și ajungeam să mă cer cu Bobby din cauza lui. Și nu este normal, adică răspund și eu când pot. Dacă acum vreau să nu-ți răspund, nu-ți răspund. Nu sunt obligată, niciunde nu scrie că eu trebuie să răspund la cheremul lui. Când sună el, gata, răspund. Cum el are un program de muncă și am un program de viață, adică viața mea are un program. Și mai ales că am un copil cu care stau de dimineața până seara în fiecare zi, timp de 5 zile, 6 chiar, pe săptămână, în care eu îmi organizez viața, timpul, și el ar trebui să înțeleagă asta. Bă, dacă n-a răspuns, înseamnă că nu poate. Mă sună ea peste 5-10 ore când poate, da? Și asta îl deranja pe Bobby, că de multe ori suna și nu era momentul și eu răspundeam. Și îl deranja mai mult ce făceam eu și ajungeam să ne supărăm, să se supere el pe mine. Am răspuns sau că în loc să, nu știu, dacă eram într-o discuție, în loc să termin discuția, eu răspundeam lui Alex. Ca să nu cumva să se supere Alex că l-am scos din viața lui Dominic. Și acum nu l-ai scos din viața lui Dominic. Din contră, voi faceți totul pentru copilul acesta frumos pe care îl aveți împreună. Da, normal. Și acum Dominic a început și grădinița, a fost și el prezent la deschidere, la grădiniță. Eu încerc și îmi doresc să-l implic în continuare în viața lui Dominic, pentru Dominic și pentru el. A fost și el la deschidere? A fost cu tine? Da, a fost la deschidere la grădiniță și vrem să-l dăm la not, vrem să-l dăm la fotbal, vrem să-l dăm la engleză, el vrea să-l dea la fotbal, eu nu țin neapărat la fotbal, dar nu, las să încerce. Eu, Dominic, îl întreb, vrei să joci fotbal sau vrei să faci kickboxing? Că nu, și face și așa, poate să-l aute și el și cu să meargă la antrenamente și așa. Și îi zice, vreau să fac bătaie. Da, e mai războinic așa băiețelul tău, dar și fotbalul e un sport de echipă și un sport care va ajuta pe el să aibă foarte mulți prieteni într-o zonă diferită. Da, eu consider că orice sport te învață ceva bun și cel mai bine este sănătos, faci orice sport. Așa, exact. Că e box, că e fotbal, că e, nu știu, balet, tot ce faci. Ce-i place lui. Da, exact. Iar cu notul vreau să-l dau la not că se dezvoltă mai bine, iar pe lângă asta este foarte sănătos. Și e foarte bine să știi să noți, că nu știi niciodată. Așa e. Asta îmi doresc foarte mult, îmi doresc să-l duc și la engleză, dar doar că acum am început grădinița și vreau să le iau așa, ușor, ușor, că dacă e și grădinița, el nu stă la grădiniță, plânge foarte mult după mine și... Nu, trebuie să-l învăț treptat și să-l le bag treptat în programul. Și lucrurile astea costă pentru cei care ne urmăresc și cei care au copii. Știu că aceste cursuri de engleză, să duci pe un copil la sport, să faci alte acțiuni, sunt destul de costisitoare. Iar pentru tine, ca mamă, este destul de dificil. Dar întotdeauna ai fost acolo lângă Domi, cu tot sprijinul tău. Da, înainte, când Domi era mic, eu cumpăram foarte, foarte multe jucării. Acum consider că trebuie să dăm la o parte jucările și să înlocuim jucările cu activități în care să-și învețe ceva, în care se dezvolte mai bine și să renunțăm la jucările alea zilnice pe care le cumpăram înainte. Și clar este implicat și taică-sul Alex, este implicat în cheltuielile astea pentru că amândoi ne dorim ca Dominic să fie bine. Asta este un lucru foarte bun. Faptul că, în ciuda faptului că v-ați despărțit, puteți să fiți acolo lângă cel mic. Are nevoie și de mamă și de tată și de mulți oameni în jurul lui care să îl susțină. Da, exact. Important este să-l văd că este sănătos și Domnul chiar este un băiat, un copil sănătos și mulțumesc lui Dumnezeu că am un copilaj sănătos și că nu a trebuit să fiu niciodată supărată că Dominic este bolnav. Că a mai răcit el, că a mai făcut febră, că așa, asta fac toți copiii, dar mulțumesc Dumnezeu că în rest este cel mai sănătos copil pe care eu l-am văzut, am mai văzut mulți copii boli, care se îmbolnăvesc, dacă cineva are varicele, imediat ia varicele, dacă are nu știu ce, imediat. Dominica și când era cu COVID-ul, a făcut și el COVID cu mine și cu Bobby, că eram împreună atunci. Când aveam noi doi și era cu noi în casă, dar el n-a avut nicio reacție urâtă, n-a făcut febră, adică Georgiana, sucul și tu și atât. A făcut o formă mai ușoară. Da, și cu țânțarii. Deci noi mergem în parc, țânțarul se învârte așa deasupra capului, dar nu se pune pe el. Da, și eu sunt toată pișcată, nu mai pot, deci chiar... No. Asta este un lucru bun. Voiam să-ți mulțumesc mult de tot că astăzi ai fost alături de mine. Te las să te duci să-l iei și pe Domi de la grădiniță. Dar la final vreau să-ți mai pun o întrebare. Cum te simți tu, Simina, în acest moment? Ești zâmbitoare? Ești la fel de puternică? Ești omul care poate să înfrunte tot? Păi, greutățile și supărările și viața fiecare zi te face mai puternic. Iar eu mă simt un om puternic. Dacă am putut să trec prin atâtea, consider că mai pot să trec. Și Dumnezeu mă face mai puternică pe zi ce trece pentru copilul meu. Și Doamne ajută să fiu bine în continuare. Sunt un om frumos, sufletește. Adică mă simt în sufletul meu bine în momentul de față. Îmi doresc, nu știu, să... și arăt chestia asta, pentru că de multe ori mă simt așa, nu știu, urâtă că nu am genii, că n-am timp de aia, dar important este cum se simte sufletul meu. Și acum mă simt foarte bine. Te simți foarte bine și ești foarte frumoasă. Eu îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai fost alături de mine. Vreau să te revăd în viitorul apropiat așa, cu zâmbetul pe buze, cum ești tu de fiecare dată, și să dai la spate toate problemele urâte din viața ta, Simina. Mulțumesc, vă pup și vă aștept și la mine. O să venim cu mare drag, pentru că nu ți-am mai călcat de foarte multă vreme pragul. Sau poate veniți la grădiniță. Sau poate venim la grădiniță să-l vedem pe Domi și într-o altă postură. Cu siguranță vom ajunge și acolo. Îți mulțumesc mult de tot pentru intervenția de astăzi. Este o intervenție în exclusivitate și apreciez mult lucrul acesta, că ai intrat la mine în emisiune și ai spus lucruri care te-au durut și lucruri care te fac fericită alături de copilul tău și de viața pe care o ai. Așa cum vorbeam puțin mai devreme, vom veni și acasă, vom veni și la grădiniță. Sper să ne vedem și în locuri și în situații mai frumoase. Să aveți și dumneavoastră, cei care ne priviți, o după-amiază cât mai plăcută. Să fiți fericiți, să zâmbiți și să știți că important în lumea asta este să fii sănătos. Restul se rezolvă oriunde te-ai afla și ori cu cine ai fi. La revedere și o zi cât mai plăcută!